c'est tout. Rangez-vous bien. Rangez-vous bien. Bonjour, l'élève. Bonjour, madame Véronique. Comment ça va? Merci, ça va bien. Et vous? Merci, ça va bien. Prenez place. Sunt Veronica Grozova, după soț, dar așa sunt Veronica Pelin și m-am născut în Bender și pe urmă ne-am întors înapoi la Baștina mamei mele, care este în Bugeac, adică o parte, fostă parte a Moldovei, regiunea Odessa. Noi suntem în raionul Sărata și suntem undeva 4 sau 5 sate moldovenești, unde sunt școli, copiii fac studii acolo și acolo am lucrat ca profesor 27 de ani. Am făcut studii la Universitatea de Stat din Chișinău, limba franceză și literatura franceză, dar am studiat și spaniolă. Bonjour les filles. Aveau profesori de limba română la noi în liceu, în satul nou, și mi s-a propus niște ore de limbă, dar în clase ucrainene. Dar apoi am înțeles că, și permanent o spun peste tot, eu am fost un focușor care a ținut limba, vreau, nu vreau, volens, nolens, pentru că împrejur era doar ucraineană. Și când mi-au dat clasele ucrainene, copiii erau revoltați și spuneau «Rumuzka mova! Navișcio n-am! De ce ne trebuie? Мы живем на Украине, noi trăim în Ucraina!» Și eu am încercat și în fel, și în chip, să le lămuresc cât de frumoase. Mi-a fost foarte greu, dar când mi-am luat chitară, atunci eu am luat toate mijloacele posibile ca să-i îndrăgostesc. De limba română. Da, pentru că erau mulți copii din familie mixte, unde mama era ucraineancă sau rusă și acei copii la început. Dar la urmă, la bal de absolvire clasă, cele care le-am învățat eu, au cântat în română. Vă închipuiți? Și să mă citesc o poezie care mă reprezintă. Ce reprezintă limba română? La Cernăuți, pământul Herța, la Odessa, dragă frate, sună limba românească, în graiul nostru facem carte. N-am fost ruptă, zic, din stele. Am fost o simplă profesoară. Nu scriam ode, pasteluri, eram strajnic de comoară. Din cauza globalizării, lumea a vrea de acum engleză și am rămas fără ore. De ce am venit la Chișinău? De ce Chișinău? Aici am făcut studii, am venit de acasă, acasă. Adică nu mi-a făcut barieră nici limba, am găsit de lucru ușor cu limba franceză, m-am aranjat și la Alianța franceză, aici mi-era sora, aici mi-era fiul și fiica care făcea studii în România și trecea prin Chișinău când venea acasă. Și aici am foarte multe rude. Nu, eu v-am găvărit, eu un nebispăreadăc în cuvânt. Ok, mă numesc Smuleavin Mariana, nume de fată mare este Pelin. Sunt profesor de limbi străine. Sunt într-o companie mare IT. Ofer lecții de limbă franceză colegilor mei care lucrează direct cu clientela franceză. Dar recent compania a fost cumpărată de o mare companie argentiniană și deja tenemos que hablar español. Noi eram două surori gemene împreună și ne-am separat. Eu am mers în Ucraina pentru că soțul meu era din Ucraina. La fel și soțul sorei mele, dar ea a rămas aici la Chișinău. Ne-am întors acasă, în satul unde părinții mei, că aveam de acum loc la școală de lucru. Și acolo erau și părinții mei și asta era important, adică aveam mamă, acolo aveam bunică, aveam frate. Deoarece suntem moldoveni, deoarece locuiam în Ucraina, învățam limba română, limba moldovenească la acea epocă și ca urma studiile superioare era posibilitatea de a veni la Chișinău. Mi-aduc aminte în timpurile când eram studenti, cumpăram casete și am procurat casete fără manual și repetam ca să învăț engleza, dar nu știam ce învăț. It's a rabbit, ce era cu rabbit, nu știam. Adică acum sunt posibilități, acum nu cred că ceva extraordinar să cunoști 4-5 limbi. Est-il posibil d'avoir quelques problèmes dans la communication orale? Voilà, quelque chose vous dérange, par exemple. Il y a des personnes plus introverties, plus extraverties les autres. Sinistător deja engleza și germană. 5 limbi, cunosc și italiana, dar nu vorbesc și actualmente actualizez spaniola. Cunoscând limbile, cunoști oameni, culturi, te cunoști pe tine însuți, în principiu. Voilà. De limba franceză, mama noastră a fost profesor de franceză, a fost profesor emerit a Ucrainei, mătușa mea a fost profesor de franceză, elevele mamei sunt foarte mulți profesori, plus și elevii mei sunt profesori de franceză. Franceză, engleză, spaniolă, ucraineană, rusă. Eu știu, 5, știu.
pare că ea nu e educată. Este tare teamă de frunze de moarte, teamă de pace, știle de rouă plină. Îndată-mi să adorm, dacă nu mă trezești, inima-mi rece voi lăsa lângă tine. Ce sună departe așa, dragoste? M-a inspirat faptul că am venit în Moldova, eu de acolo, din Bugeac, venită și luptând pentru ca copiii să poată vorbi, să savureze limba noastră, să poată să o transmită. Le transmiteam tradiții, luam chitara cu mine, învățam colinde, făceam toate concertele în limba română și am venit încoace și în jur doar limba rusă. Nu sunt potrivă, vorbesc, o folosesc și în muncă, că lucrez și ucraineni și cu ruși, dar m-a mirat faptul că noi acolo atât de mult luptăm și atât de mult ne stăruim să mai menținem neamul nostru și am venit aici și rusă împrejur. Așa, dragoste. Întrăm în ascensor și întreb la ce etaj și doamna spune în limba rusă, îmi răspunde. Nici numerele, cifrele nu le știu. Și asta m-a uimit, m-a revoltat. Adică, de ce nu vorbim ceia? Fiindcă eu invers, am venit dornică, însetată să-mi vorbesc limba mea, să nu-mi spună nu vorbi limba ta, că e limba țării ucraineană. Și aici am venit la Chișinău. De ce? Și am scris această poezie. Să-i trezim o leacă pe compatrioții noștri, să știe ce bogății noi pierdem și nu valorificăm. Scriu încă din școală când eram versuri, dar aici la Chișinău, grație că vizitez mai multe lansări de cărți, mergem la ședințe de cenaclu, la biblioteci, descoper lumea și eu pot să mă promovez aici la Chișinău și când am mers acasă, toți mi-au spus, ai făcut corect că ai plecat, tu de mult trebuia să pleci. Mariașa, salut! Noroc! Ți-e dor de mine? Da. Hai. Hai, după lecții, obosite, chinuite și flămândă. Flămândă? Da, bună seara. Flămândă. Rochea ți stă foarte bine. Eu am văzut, eu știu, tot așa. Te-ai înnoit roșu, da? Roze parcă am. Nu, era roșie. Dar puteam să zic că este și roșie neagră, dar albastră întunicată e super. Nu vreau roșie. Tare frumos stă. Eu roșie vreau. Mhm. Da. Poftim. Și se vindea cu tot cu papion? Papion e meu. Poeziile mele, în primul rând, ajung la Mariana. Da, și Mariana, dacă îi permit, ea începe redactarea și eu încep nemulțumirea pentru că ea îmi schimbă poezie, dar ea o vede în felul său, dar cel mai des e zice, dar cum ți-a venit în cap așa? Da, eu particip la... Eu la naștere, moaș. Da, moaș, la nașterea poeziilor, da. O stele galbina miresme strâng din tei, șoptește-mă cu ochii să mă ortopit în ei. Vânt prelung... Am 52 de ani, dar cu sora 104. Cel mai mare cadou este sora mea Gemini, care e soră, prietenă, uneori psiholog, uneori, și eu ei, fiindcă e foarte bine că n-ai o ființă. Chiar copiii uneori se supără ai noștri pentru că, mama, voi una cu alta. Verbe Marie, eu. Noi avem un contact foarte aproape. Noi zilnic suntem conectate la... Ar trebui soții noștri să fie puțin geloși. Copiii noștri au două mame, nepoțica ei are două bunele, dacă respecti totuși persoana. Și dacă îți mai spune, zici, prea mult petreceți împreună, atunci lași o pauză de 20 de minute și pe urmă iarăși în contact. De mari. Deci asta tare mult se bucură soțul meu. Eu vin și zic, iată, încep și spun, m-am supărat pe ea, mi-a spus așa, a făcut așa, n-a stâns lumina în două de... El se bucură că înseamnă că o perioadă înseamnă mai mult timp pentru el. O să fie postament, da? Da, o să fie el regele. Și peste 10 minute, dar tu cu cine vorbești? Zic, cum cu cine, cu sora? Dar voi erați supărate!
Adică mai mult de 10 minute nu durează. Cine, mai uităm la mama să vedem? Hai să vezi. Iată ce le-am găsit aici când Valeria era clasa întâi și mama se ducea la școală. Și Valeria se ducea la școală. Copiii vor mama Sfidora lor. Da. Dar mama este și a Mariane. Și uneori chiar mai mult a Mariane. Nu știu în care din care. Eu cred că sunt eu asta, fiindcă eu sunt mai ochioasă, adică sunt mai, am ochii mai pronunțați. Mariana ochi mai mărunți. Și da, eu zicot ca asta. Dar ești mai plinuț cu... Da, Mariana zice că asta sunt eu. Aveai 200 de grame. Că când m-a născut mai grosuță. Și dacă e observat aici ea, de mânuță. Și mai ales după ce a venit în coace, trecem cu mult mai mult timp împreună, poate să faci o plimbare de lungă durată, discutând toate lucrurile, adică ne-a adus viața neunită înapoi. Cred că mama ar fi foarte bucuroasă să vadă aceasta. O perioadă la mine în telefon era scris comoara mea. Mai mult nu trebuie spus nimic. Greu a fost când noi am terminat studiile și am rămas în Moldova și n-am rămas în Ucraina. Măcar că ei veneau frecvent foarte des. În dragostea aceasta mare pentru limbă, care e parte din noi, care curge în sânge, noi am descoperit o frumusețe extraordinară când s-au deschis, când a fost perestroica, s-au deschis hotarele și a venit încoace cenaclul Flacăra cu toate capodoperile sale, care ne-au arătat în ce mod frumos poți vorbi de dragoste. Parcă aș iubi, iubi prima dată. Poți vorbi de natură. Poți vorbi de tot, de esență, fiindcă cunoșteam o limbă frumoasă. Într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu e mușcarea norului de absolut. Dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-a...